Ninge puternic în mai multe zone din țară, iar vântul bate cu putere, se circulă greu pe mai multe drumuri, iar drumarii au început dezăpezirea. De asemenea, vântul a rupt mai mulți copaci care au provocat pagube însemnate. Și circulația feroviară este așadar perturbată. Cu ultimele informații despre ce se întâmplă în țară din cauza vremii, este alături de mine colega mea Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN. Te ascultăm, Cătălina, bun găsit! Bun găsit tuturor! Pare că avem de-a face cu ultimele încercări ale iernii de a mai rămâne pe meleagurile noastre. La Hunedoara, iarna din mijlocul primăverii s-a resimțit din plin și a creat cele mai multe probleme. Vântul puternic care a suflat în rafală a pus la pământ foarte mulți arbori și a blocat șosele și de asemenea au fost căzuți și pe trotuare astfel de arbori. Acolo noaptea trecută și în această dimineață au căzut și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la Deva un copac a căzut peste o mașină parcată, din fericire, nu au fost victime, însă sunt pagube materiale. De altfel, în județul Hunedoara este valabilă încă o informare meteorologică până la ora 15 pentru intensificarea ale vântului și precipitații care pot fi mixte. Vorbim așadar de lapoviță și ninsoare. Și în Valea Jiului, rafalele de vânt au pus la pământ arbori. Unul a căzut chiar pe calea ferată, iar circulația feroviară a fost blocată ore întregi. Însă la munte sunt cele mai mari probleme. Acolo ninge ca în mijlocul iernii. La Rânca, spre exemplu, deja se acționează cu utilaje pentru că zăpada a căzut pe carosabil, iar stratul atinge chiar și 20 de centimetri. La fel ninge și în Transfăgărășan. Acolo stratul de zăpadă are 78 de centimetri la cota 2000, iar salvamontiștii avertizează că există risc mare de avalanșă, iar turiștii n-ar trebui să mai ajungă în zonele respective. Ninge și în Maramure, la Cafnic, dar și în munții Retezat și în pasul Gutâi. Îți mulțumesc mult, Cătălina!